Dacă vorbim despre revoluție, vorbim de fapt despre războiul împotriva comunismului. Ori acest război este de fapt cam lung. Nu fi războiul de 100 de ani al francezilor, care de fapt a fost de 116 ani, dar este războiul României împotriva comunismului, care s-a desfășurat după sfârșitul războiului mondial până în 89. Libertate! 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 Ar trebui să lămurim cam sau să insistăm puțin asupra ideii de pace socială, de liniște socială. Într-o societate există producători de bunuri, cei mulți, și există cei care gestionează aceste bunuri și care își însușesc valorile. De aici, în momentul în care sunt prea lacom, prea duri, se nasc diferite manifestări. Ar fi vorba de greve, de revolte și de revoluții. Pe oameni i-a nemulțumit următoarele. În primul rând, că stăteau la cozi, nu se găseau alimente, era frig, era 3-2 ore de televiziune, nu era căldură. Ce să vă spun, lipsa tuturor bunurilor care necesita pentru un trai decent. Pe primul loc pun lipsa de libertate, a doua lipsa alimentelor și problema aceea de culturalizare, de măcar la televizor să vezi programul acela de 2 ore de televizor, lipsa curentului electric, întreruperi, frigul din casă, toate astea. Acum nici nu, copiii noștri și nepoții poate nici nu își pot închipui. Dreptul de exprimare, n-au avut libertatea de a ieși, de a vorbi ceea ce vor. Trebuia să te încadrezi într-un tipar al comunismului, erai practic, tinerii în special, ei erau mai, cum vedeam la sârbi, la televizor, la un alta, filme. Doreai libertate, să poți să te exprimi, să poți să faci ce vrei, să ieși afară în Occident, să mergi. Ceea ce pe timpul Ceaușescu nu se putea, numai dacă fugeai granița. Dumnezeule, n-ai avut atâtea, n-ai avut nimic, n-ai avut mâncare, n-ai avut apă, n-ai avut dreptul la expresie, ți-era frică să vorbești de... Totul se asculta. N-aveai un trai decent de viață. Dacă în anii, ce mai povesteau și mie ai mei, dacă în anii 60-70, oricum era un trai ok, din 80 s-a împuțit rău de tot. Traiu. De la o zi la alta, asta a vrut lumea. Un trai mai bun, să aibă libertate, să poată vorbi liber, să poată călători, să ai niște condiții minime de trai, de viață. În acele momente am crezut în libertate, în modul de a te exprima mai bine, de a trăi mai bine și alte drepturi pe care înainte nu prea le-am avut. Să nu mai stăm la rând la fructele ăștia care veneau de afară, banane, portocale, clementine, pentru copii, lapte și
strictul necesar. Trebuia, dacă se iau de două ori lapte, mă scol la trei noaptea ca să stau de două ori la râsă, în rând. Idealul a fost să vedem ceea ce vedeam pe la televizor la sârbi, că na, la român nu arăta. Adică să vedem libertate, să vedem că putem să facem și noi ceea ce făceau, de exemplu, sârbii. Să meargă să muncească afară, să aducă bani, să fie liber, să poată să se uite la televizor, la toate competițiile sportive fără limite, să... atâta cât știam noi atunci. Plus, să ai dreptul să vorbești, să nu-ți fie frică, să nu... mă uit în stânga, în dreapta, să văd cu cine vorbesc. Să ai o locuință unde să locuiești, că atunci, ca să ai, lucrai în oraș, în Timișoara, ca să poți să primești o locuință, trebuia ca să ai buletin de Timișoara. Cred că ar trebui să insistăm asupra unei formulări cu care eu nu sunt de acord și asupra unui statut atribuit unei persoane cu care de asemenea nu sunt de acord. Aici ar fi vorba de, este vorba, mă rog, cei de origine maghiară și chiar mulți alții îl consideră pe pastorul Tökes drept cel care a declanșat revoluția din Timișoara. Este un fals. El a intrat în conflict cu șefii săi bisericești. Părerea mea este că l-au fost un motiv. Deci putea această revoluție să pornească și de pe un teren de fotbal, putea să pornească și de oriunde. Deci ăla a fost doar un motiv. Lumea nu a ieșit în stradă pentru Tökes. Să nu uităm că în data de 16 decembrie Tökes a ieșit la geam și a spus: români, plecați acasă, că nu-i treaba voastră. Deci să nu uităm asta. Dar românii, erau deja mulți oameni în data de 16 și românii au spus: noi suntem alături de voi, de tine. Na. Deci cam asta a fost cu Tökes el, că restul a fost lumea. Deci nu era Tökes. Tökes n-a venit să spună principii de viață și alte minuni la geam, prea puțin. Ideea a pornit de la Tökes. Ca lumea să se răscoale, dar adevăratul sens al cuvântului nu se cunoaște, nu s-a cunoscut atunci. Cineva care era în fața ușii cu o căciulă, mai brunețel cu mustață, a dat un ton și chestia aia pe mine mi-a ridicat moralul că ceva se va întâmpla. A strigat libertatea părintelui. Și de la libertatea părintelui până la libertate fără părinte, nu a fost decât un pas. S-a trecut de la problemele pastorului la problemele noastre. Libertatea, deci s-a strigat libertate, nu mai s-a strigat libertatea părintelui, s-a strigat libertate. La restaurantul Cina se găseau doi prieteni de-ai noștri. Și tu îi cunoști și tot îi cunoaștem. Așa, doi prieteni de-ai noștri în compania altor doi, deci erau patru inși. Și e vorba de Daniel Zăgănescu, de Ion Monoran și încă doi prieteni de-ai lor. Vorbeau, era o zi caldă, de fapt toată perioada aia până prin 22 a fost un timp primăveratic. Gândesc, cred că era cu totul altceva dacă ar fi fost ploaie, vânt, frig. Dar a fost timp primăvara. Ăștia stăteau în grădină la o bere și la un moment dat niște vuiete. S-au uitat în dreapta, stânga, ce se întâmplă? Unul dintre ei a spus: păi, mă, de ieri, de vineri, stau acolo la Maria niște cetățeni, probabil că tot ei sunt și scandează ceva. Păi, haide să vedem ce... Asta a fost propunerea lui Daniel Zăgănescu. Haideți să vedem ce se întâmplă acolo. Și au pornit, au ajuns acolo la Maria, în momentul în care erau deja foarte, foarte mulți oameni, o mulțime de ordinul a doua, a trei mii, și
norocul a fost, mă rog, uneori lucrurile depinde de niște factori pe care nu-i putem prevede, norocul a fost că cel care a avut ideea a fost poetul Ion Monoran. Ion Monoran a zis, suntem puțini, totuși, suntem mulți, dar puțini, hai să fim și mai mult. Și atunci s-a pus în fața primului tramvai. Până atunci tramvaiele treceau încet, dar el s-a pus în fața primului tramvai și au coborât toți. După tramvaiul ăsta, toate tramvaiele s-au oprit și încet, mulțimea a devenit să fie, a depășit ceea ce se numește în termen respectiv masă critică. Și următorul pas care a transformat mișcarea aia de simpatie în cu totul altceva, a fost prestația, și acum sunt impresionat de ceea ce a făcut atunci Daniel Zăgănescu. Daniel Zăgănescu s-a urcat pe scările unui tramvai, s-a adresat mulțimii și a spus cam așa, cea mai grozavă formulare, care a creat și încredere, care a fost și stimulent. A spus, mă numesc Daniel Zăgănescu, nu mi-e frică de Ceaușescu, strigați cu mine, jos comunismul. A fost ceva care în prima fază a creat o stare de uluire și după aceea, da, jos Ceaușescu. După ce s-a oprit un tramvai, s-au oprit și celelalte tramvai și automat oamenii veneau, probabil tot din curiozitate, și ce se întâmplă. Și atunci, deci eu ca individ, am avut puterea și forța într-un grup mai mare. Deci automat cred că treaba asta i-a împins și pe ceilalți care aveau treburile lor. Mergeau acasă sau veneau de la servici. Asta i-a blocat acolo, unitatea comună. Eu am auzit în data de 16 dimineață. Eu am lucrat la Banatul și erau foarte multe colege care erau de etnie maghiară și mi s-a spus că e mare gălăgie la Teocheș, iar seara, în jurul orei 19, 18 jumate, nu mai țin minte exact ora, am auzit gălăgie mare în fața blocului. Am ieșit să văd ce se întâmplă și era în jur de 100-150 de persoane care s-au oprit chiar la Păduricea din Soarele, unde am stat eu. Și când am ascultat despre ce e vorba, am hotărât să plec. Am zis, mă duc sus, mă îmbrac și plec. Fiul meu, care atunci avea 12 ani jumate, a zis, merg și eu. N-am fost de acord prima dată, că nu știam ce se va întâmpla. Și până la urmă l-am luat. Cu mine era și prietenul meu, care actual acum mi este soț, și am plecat toți trei. În jurul două aud pe stradă, români, veniți cu noi, români, nu fiți lași. La auzul acestora m-am uitat și am văzut coloana de manifestanți care au trecut pe strada Timiș, cotind înspre piață. Piața de pe strada Timiș, de la Dacia. Ce am făcut? Fiind la nouă și cunoscând foarte bine legătura și balustradele care formează culoar de a putea comunica între blocuri, m-am dus la unul din blocuri care era înspre sud-vest și am strigat, jos Ceaușescu, dar imediat am fugit de acolo printre balustradele și am ajuns la capătul celălalt al celor 4-5 blocuri care se scăr și am coborât jos și m-am dus în piața la Dacia, dar cum am luat colțul, m-a oprit un îmbrăcat în militar și am văzut două camioane cu prelate unde erau nu militari simpli, că doar și eu am făcut armata. Toți erau bronzați cu obrazele lungi, cu fețele alungite, se vedea că sunt antrenați. Am intrat în piața Dacia și am scandat cu mulțimea. Pe cine am observat, deja pot să zic lider al acestei manifestații, era un tip cu barbă care s-a suit pe mesele acelea de beton în piața la Dacia
pe care l-am ulterior, noi l-am denumit actor. Eram convins că este actor la teatru din Timișoara. Când colo, după aceea constat că este Petre Boroșoiu. Adunându-ne mai mulți, deja s-auzea că vor veni reprezentanții primăriei, se vor veni, și a venit și miliția. Apărând miliția, deci aia ne-a enervat. Deci aia a fost primul lucru care, poate dacă nu apărea, deci ne-au provocat. Cuvântul era provocare prin simpla prezența lor. Deci nu ne-au împușcat, nu, dar cordonul lor care îl protejau pe primar, nu știu cine a venit atunci la el, aia ne-a enervat. M-am întors către Maria și atunci am văzut la librărie când era focul, ardea, dăduse foc la cărți. Și în momentul când ăsta a zis la soldați că porniți motoarele, sau pompa, cred că motoarele a zis. În momentul ăla, stânga împrejur și am aruncat piatra în parbriz. S-o spart, vor sări jos și, dar împreună cu alții, am aruncat furtune, scărtă echipamentul de ce au avut mașina aia, pe l-am aruncat în partea despre vaporul acolo, în Bega. În data de 16, au început să... Era foarte multă lume. În 16, pe la ora 3-4, s-au oprit tramvaiele la Maria. La Maria, fiind un nod de circulație a tramvailor, lumea venea de la lucru, mergea la lucru, erau navetiștii care mergeau în satele și comunele din jur. Oprindu-se tramvaiele, toți treceau pe la Maria. Am ajuns, cred că eram peste 2000 de oameni în seara lui 16 decembrie. La un moment dat s-a format două coloane ca să meargă în cartierul studențesc și prin circumvalațiunii să cheme lumea la revoluție. Deja se spunea despre o revoluție de alegeri anticipate. Na. Un grup de oameni, deci a mai rămas. Când au plecat grupurile, miliția ce era pe zonă, cordoanele de milițieni au plecat după grupuri. Români, veniți cu noi! Ceaușescu cade! Ceaușescu cade! Se striga acolo. Până când din cele două camioane cu prelate, cum v-am zis, unde erau oameni mai în vârstă, nu de 20, de 18, 20, 21 de ani. Vă spun, erau bronzați la față și îmbrăcați ca militar, cu bătele și cu puștile și cu... Au venit și ne-au izgonit. Dom'le, au început, unii au și încasat. Eu, fiind timp mai sportiv, am trebuit să fug până la unde a fost fabrica de lapte înainte, unde e Kaufland, în Timișoara, intersecția Gheorghe Lazar cu circumvalațiunii. Până acolo și am luat-o pe Gheorghe Lazar și pe strada Timiș, încet, din nou am revenit. Dar înainte de a mă despărți de Boroșoiu și de ceilalți care ne-am văzut mai, să zic așa, mai hotărâți, ne-am dat întâlnire în Piața Operei la ora 1, duminică, mâine zi. Și ceea ce s-a și întâmplat și de unde peste am cântat ora Unirii și peste vreo două ore am luat calea căminelor studențești. Ne-am hotărât să mergem și noi cum au făcut, cred că au venit pe calea martirilor, grupul acela care m-a determinat și pe mine să ies în Piața Dacei și am zis, haide din nou prin cartiere și eu am plecat cu grupul la cămine studențești unde am rămas puțin dezamăgit, foarte puțin s-au lipit. Probabil că erau și în vacanță, sau, dar se știa, ardeau luminile și nimeni nu cubora. Erau chiar și ușile închise la căminele studențești. Asta a fost o dezamăgire pentru mine. Am mers la catedrală, striga și la alții. Da, de la catedrală, pe urmă tot tânărul ăsta cu mustață, hai să merem la studenți. Am plecat la studenți și între timp acolo a mai venit din partea Buziașului, alți manifestanți. Ne-am întâlnit și au venit să ne ude iarăși. Ei, cu firobuzul, un băiat care era șofer, a blocat. Și a mers acolo la studenți, erau ușile închise, unii au sărit,
Eu ar veni cu noi unii, nu? S-au urcat pe, nu știu, ceva de curent sau ce a fost acolo transformat, nu știu ce s-a urcat acolo. Băiatul ăsta care a pus-o altercația cu el și care a zis că se merge la catedrală și la catedrala studenți, și atunci am aflat că este Oprea Sorin. Da, mișcarea de la Maria a fost antisistență, anti-ceaușistă și pentru libertate. Atunci am ajuns la vreo 300-400 de persoane am fost în acel grup. Deci am fost foarte mulți. Doar că acolo pe Timiș ne-au împrăștiat. În momentul când ei ne-au înconjurat să ne prindă, noi am fugit care încotro, cum am putut. Acolo l-am și pierdut pe băiatul meu. El când a văzut că se îngroașă gluma, s-a ascuns sub un balcon. Eu m-am oprit în loc și în momentul când se dea un militar cu un par în mine, fiul meu m-a strigat. Că el mă vedea pe mine, dar eu nu-l vedeam pe el, unde este. Și acolo ne-au împrăștiat. Și cât am putut să ne mai adunăm, să zic așa, în jur de 200 de persoane. În data de 16 seara, plecând din Piața Maria, înspre casă, nu, mi-a fost frică, adevărul că mi-a fost frică, n-am stat cum au stat alții, într-adevăr. Asta e. În zona bastionului a oprit un aro lângă mine. Aro cum erau mașinile de pe vremuri. Doi indivizi m-au luat, m-au băgat cu forța în aro. Nu era aro gol, mai erau încă 4, 5, 6 persoane. Tineri, vârstă, nu mai țin minte la vremea respectivă. Și de acolo ne-au dus la poliția de pe Tache Ionescu, unde ne-au băgat la subsol. La subsol am zis, aici mi s-a terminat viața. Când am văzut treptele că se duceau spre subsol, am zis, asta e. Ne-au băgat într-o cameră cu fața la perete, în genunchi. Era un milițian cu bastoane care venea și dădea în stânga, în dreapta. Și după asta ne-au băgat în camere. Ne-au luat din camera de unde ne-au pus, dar și într-un final ne-au băgat. Era un hol și camere pe stânga, pe dreapta. Ne-au băgat într-una din camere, unde nu eram singur, erau mai mulți, 20, 30, 40, erau foarte mulți, bătrâni, tineri, copii, nu conta de vârsta de asta. Asta toată noaptea, a doua zi dimineața, 9, 10, nu mai știu exact ora, ne-au urcat în dubă, ne-au dus la Popa Șapcă. Unde în Popa Șapcă ne-au ținut până miercuri, în 20. Interviuri, interogatorii, dacă pot să le zic. Nu interviuri, interogatorii, am prins în Popa Șapcă. Am intrat pe o stradă mai lăturarnică, mai îngustă și acolo am fost, am reușit să scăpăm. Or, sări pe noi cu bâtele, să ne bată, să ne aresteze, dar am scăpat de acolo. Și ne-am întors spre centru și am ajuns în spatele hotelului Timișoara. De după mașini au apărut soldați, chipurile soldați, erau soldați la 40-50 de ani, cu armele spre noi. De acolo am fugit, fiecare pe unde am putut. Și am avut... asta, neșansa să fiu reținută. Toți trei am fost reținuți, urcați într-un aro alb. Ne-au pus să stăm pe burtă ca să nu ne vadă manifestanții din stradă. Și ne-au dus la miliția județului, unde am fost coborâți din mașină, puși pe burtă și loviți cu parii. Milițienii s-au purtat urât. Când am coborât pe trepte jos, erau milițieni. Țin minte unul mic, îndesat, un baston în mână și dădea în stânga și în dreapta. Nu conta, nu ținea cont că e bătrân, că e copil, că e femeie, că e fată, că e... Nu ținea, dădea în care apuca. Acolo am văzut la un moment dat o fată care era plină de sânge, că m-am îngrozit de sus până jos și mi s-o am zis, e clar. Și nu, dădeau în stânga, în dreapta, fără nicio... N-aveau și înjurături, mă rog, limbajul aferent, nu pot să-l descriu ca la ușa cortului, cum vorbeau.
Și pe parcursul nopții, de exemplu, despre duminică, la un moment dat, că n-am dormit deloc, eram toți la... Tot veneau și luau pe rând. Mai scoteau câte unul, mai scoteau pe altul, mai veneau la un moment dat cu unul și zicea, care deja era la mângâiat, cu ghilimelele de rigoare, ia care, mai zi-mi, de aici, de aici, care? Păi știți că care îi spunem? Ăla sau ăla sau ăla? Și atunci luau pe un copil, un băiat, un tânăr, nu conta, tânăr, bătrân, se lua, îl ducea și pe ăla la... Venea săracul, iară bătut. Eu, în momentul când i-au pus pe burtă, cumva am încercat să-l acopăr pe fiul meu, pentru că și el o lua bătaie exact ca mine. Și am zis, măcar acolo să nu-l mai bată. Și l-am pus sub mine și ori dat doar în mine ori reușit. De acolo ne-au băgat în celule, femei la femei, băieți, bărbați la bărbați. Eu l-am adus pe fiul meu lângă mine, el era dincolo la bărbați. Am stat toată noaptea la poliție și a doua zi, pe la 11, ne-au transferat cu camioanele la penitenciarul Popa Șapcă. Duminică, în 17 decembrie, s-a făcut uz de arme. Duminică dimineața, în 17, pe la vreo 10, cam așa ceva, am venit spre centru, spre Varice, la Capenea. N-am întâlnit prieteni, eu am copilărit în centrul Timișorii. Ne-am întâlnit, iar lumea făcea promenadă între Opera și Sinaia. Erau scutieri în stația de tramvai și efectiv proteja partea pe stânga, cum te uitai spre Sinaia, deci unde locuia Tăcheș. Vitrinele de la autoservire erau sparte, vitrinele alea s-au spart înainte, când veniseră pompierii, în data de 16. Da, vitrinele spre Sinaia erau sparte, erau meseriași care se chinuiau să pună geamuri înapoi, unde n-aveau geamuri, puneau placaj. Din vitrine nu lipsea nimic. În vitrine erau pantofi, erau bunurile care au fost expuse. Dar lumea făcea promenadă, era într-o duminică de primăvară. Pe la 12, 11 ceva, 12, aș minți, nu știu cât era ceasul, a apărut fanfara cu drapelul de luptă al garnizoanei. Lumea, unii înjurau, alții aplaudau. Eu, făcând armata, nu. Am fost militar în termen, fiindcă așa era sistemul, m-am gândit că cu drapelul de luptă se iese înaintea unui război. Eu spuneam și credeam și atunci și acum că acea fanfară cu drapelul a fost începerea tragerilor în Timișoara. După ora 12 au început să se spargă pe centru expresul, cum îi spuneam noi, la împinge tava pe stânga și magazinul de blănuri de pe dreapta. Fiind angajat, în data de 17 eu m-am prezentat înapoi la servici, duminica, noi lucram și duminica. Ce s-a întâmplat deja era zvonul. În Timișoara lumea a ieșit, s-a spart, s-a arestat noaptea, deci eu am evitat întunericul, ajungând noaptea acasă, n-am circulat să fiu arestat, că mulți spunea că vine cu duba și te ridică. Deci am simțit frică și am simțit că trebuie să continui. În 17, venind autobuzele de Comtim, mergeau în tot orașul. În ziua respectivă, nu știu de unde a fost decizia, să rămână la Splendid toate autobuzele. Bun, fiecare avea de traversat orașul, în Lipovei, în Traian. Eu nu mai am luat-o în Lipovei, fiindcă fiind în 16 acolo, deci am fost, să nu zic, curios la vârsta aia, să văd ce se întâmplă în 17. Că în 16 deja scandalul începuse. Bun, n-am fost până la sfârșitul scandalului, fiindcă trebuia să merg la servici. Încă eram legat de treaba de servici. Dar în 17 am ajuns la... în 700 și ni s-a spus să nu mai traversăm liniile de tramvai, fiindcă e un dispozitiv de armată
pus în libertăți. Cineva a trecut și a început, era ora 5, 5 și ceva, a început și s-a tras. Domnul respectiv a căzut. Acum nu vreau să zic că repede ne-am și dus spre el, fiindcă dacă s-o trase deja, instinctul era de frică. Dar după câteva minute ne-am dus să-l tragem în partea cealaltă cu 4 persoane sau 5 persoane. Și o femeie într-un balon, țin minte, și ea care o prins de tânărul, că era tânăr, era afolovită în picior și șchiopăta. Deci s-a mai tras în timp ce îl treceam dincolo pe trotuar. S-a strigat la o femeie la etajul 1 deasupra de la Loto să cheme salvarea. Și femeia respectivă a chemat salvarea. E, deci de atunci eu nu prea, deci am știut că lucrurile s-au agravat și pia altă întorsătură. Având niște vecini la mine, jos în birou, am plecat pe scările catedralii să vedem ce se întâmplă. Dar între timp am văzut, după ce am ajuns acolo, am văzut cum se sparge magazinul de blănuri. Și atunci am observat cum țiganii furau blănurile, tot au devastat și au fugit. Între timp, un grup de tineri venind de după colț, că acolo era magazinul Victoria, venind de după colț, au început să strige: vrem libertate, vrem democrație, vrem libertate. Iar cei din grupul care păzea primăria i-a somat și le-a spus să nu se apropie, că trage. Băieții au înaintat și atunci a început să tragă, dar să trăgea și pe treptele de la catedrală. În 17 seara, pe la 5 și ceva. Deci era întuneric. Într-un final am reușit să trecem, am ajuns spre Mărăști, să mergem spre Calea Lipovei și am auzit primul foc de armă. Atunci nu am început să panicheze. Am ajuns în Lipovei și când am ajuns în drept cu unitatea militară, au început să tragă de la militar, de la grăniceri. Adică grănicerii sunt un pic mai în față și era centrul de aviație sau nu știu ce era acolo și de acolo. Ne-am băgat eu cu Teodor Leonard, cu încă un prieten, Adi Petcu, și unul, Dănuț, ne-am băgat între blocuri. Când au început să se tragă, ne-am speriat și ne-am pus pe burtă acolo, jos. În momentul ăla a picat lângă mine, a picat o femeie, n-am știut cum o cheamă, până am aflat mai târziu că era doamna Pinzhofer. Am crezut că e leșinată. Am luat-o de jos și am băgat-o într-o scară și în scară am văzut că era împușcată în spate. Și sânul stâng era făcut, da, era gaură. Ei, de atunci a fost prima oară când m-am speriat, dar m-am speriat urât de tot. Am zis, gata, aici ne prind, ne încolțesc. În momentul când m-am dus cu Teodor și cu Daniuț și cu Adi, cu femeia respectivă, am văzut mai picase oameni pe trotuar, care erau împușcați și asta. Ca ulterior să aflu că picase și un prieten de-a nostru, Rudolf, care a fost dus după aceea la crematori, la Cernica, la București. Primul contact cu forțele de represiune a fost în data de 17, care au tras în jurul orei 5 după masa din Piața Libertății spre 700. Deci atunci am auzit primele gloanțe șuierând. Deci atunci a fost prima spaimă, prima ură ca armata, că știam că sunt soldați acolo, să tragă în oameni care circulă pe stradă. Deci nu eram grup adunat, acolo chiar nu se protesta. Deci oamenii traversau o cale de tramvai. Deci atunci am luat prima dată contact cu forțele de represiune, momentan atunci armata. Când am dus femeia aceea împușcată în spate, că au mai fost oameni împușcați care au picat pe trotuar și pe asta. Și v-am zis de acel prieten al meu, Rudolf,
la un an de zile după Revoluție, am întâlnit cu unul dintre copiii lui, avea 4 copii. Și mi-a zis, Florine, tu dacă l-ai pe tata, eu aveam pe cine să plâng. Așa am plâns numai niște haine. Și cu aia am rămas așa în mine și în ziua de asta. Aveam pe cine să plâng, aveam unde să plâng. Așa mi-au adus doar niște haine. Și asta o duc, o duc cu mine, n-am ce să fac. Deci era la 2 metri de mine. Asta e. Și copiii au rămas, 4 copii fără tată. Cel mai mare avea 13 ani. Eu zic, a rămas atras. Cine se tragă din unitatea militară? Armata. Și atunci, în seara aia, s-a murit în Lipovei mult. Deci, eu pe femeia am dus-o și Rudi care a picat lângă noi. După aia n-am mai ieșit, n-am fost frică să ieșim din casa scării, îți dai seama. Ce încă am intrat la un prieten, la unul Claudiu în casă și ne-am luat pijamale, ne-a dat taică-sul și mama să pijamale, ne-am tras până și am stat așa îmbrăcați în casă, 2 ore, până s-o mai liniștit un pic afară și după aia am ieșit afară. Și am, printre lucruri, ne-a fost frică să mergem spre militari, unitatea militară, și ne-am băgat printre blocuri și am ieșit la mine în spatele blocului. Da, în 17. Da. La grup prindeam putere. Deci, în data de 18, s-a format un grup în fața Parcului Central, cu scandării anti-armat, anti-comunism, anti-ceaușist, anti-sistem totalitar, fiindcă piața era plină de armată, trupe de securitate cu căști albe, persoane civile cu automat la spate, cu haină de piele și căciulă de iepure în cap, care noi le ziceam că sunt securiști, dar în grup nu ne era frică la o distanță de, să nu zic, 10 metri, fiindcă ei făceau cordon în fața, era braseria respectivă în față. Deci la grup, nu mi-era frică. Deci noi, după ce am scandat, am hotărât tot în grup, n-am avut lider, haide să mergem pe scările catedrale să ne facem mai auzit. Deci, fiindcă am fost mulți, am văzut că nu ni se întâmplă nimic la o distanță de 10 metri, nu s-a tras, nu, am crezut că vom protesta pașnic. Și ne-am îndreptat spre scările catedrale. Un grup s-a dus spre mitropolie, fiindcă ușile erau închise, dar a venit cineva la mitropolie, a deschis ușile. Țin minte o persoană, Carasco, a cumpărat de 10 lei, 10 lei erau 100 de lei, un box de lumânări. Și am împărțit lumânările între noi și ne-am postat pe scări. Chiar, nu vreau să spun, dar în fața catedralei, în fața armatei, am avut un curaj de noi 50, parcă eram mai mulți ca ei 200. Deci am avut... Deci am început pașnic prin a cânta. Deci am început să cântăm Deșteaptă-te române, prima strofă, am început Hora Unirii, n-am apucat mult să scandăm, că deja s-a intervenit pentru dispersare. Au venit taburile, au aruncat fumigene și a început calvarul momentului. S-a auzit un sunet, un ecou, care nu l-am auzit niciodată, care venea din piață spre catedrală. În momentul ăla am încercat să fugim, să ne ascundem, încercând să intrăm în catedrală. Intrând cei din spate mai repede decât noi n-am ajuns. Cineva închidea tot dintre ai noștri ca protecție. Nu a închis nimeni ușile catedralei data de 18. Și n-am mai apucat să intru și m-am pus la un pilon, un stâlp culcat. Eram mulți pe jos și n-am știut cât sunt morți, că fiecare nu prea mișcam unde stăteam în locul respectiv.
că în celule nu exista scaun sau pat, deci am stat toți pe jos, pe ciment. Am făcut curățenie, că ne-au promis că ne dă drumul acasă. După ce am făcut curățenie, ne-au urcat în dube și ne-au dus la penitenciar. Au întrebat dacă sunt bărbați printre noi. Și eu mă uitam la fiul meu, iertați-mă, și spuneam, ce să facem? Și atunci i-am zis, fii bărbat. Și am recunoscut că este un copil, care este și el, e băiat. Și atunci pe el l-a luat. Fiecare zi, dimineața la 7 și seara la 7, se făcea prezența în celulă. Și n-aveam voie să ne uităm la comandantul care venea. Dar eu m-am întors. Și l-am întrebat de copii. Pentru că nu era singurul copil. Și mi-a zis să stau liniștită, că copiii sunt bine. Și atunci m-am mai liniștit puțin. Dar eu n-am știut de el nimic până în data de 21. Eu n-am știut. La penitenciar n-am mai fost bătută. Dar noapte de noapte am fost luate pe rând și ne ducea să ne ancheteze. Deci după vorbă nu erau timișoreni. Eu am dedus că erau de la București, pentru că ei au alt accent. Și în fiecare noapte ne scotea la anchetă, pe rând. Eu acolo n-am mai fost bătută, dar alții da, pentru că s-au auzit foarte multe țipete, urlete. Dar noi din celulă auzeam tot ce se întâmplă afară. Nu ne-au blocat geamurile. Și atunci ascultam, aveam două geamuri în celulă și stăteam pe rând și ascultam. Am auzit și duminică, în 17, când s-au tras pentru prima dată, când au venit manifestanții la penitenciar și au tras, s-au auzit tot scandalul din oraș. Respectiv, în data de 19, la Elba, se întâmpla un lucru ciudat, adică cei din întreprindere făceau grevă, cei de afară nu vroiau să intre în schimb, unitatea era păzită de un tab care circula în jurul întreprinderei Elba. Deci încercam să transmitem celor din întreprindere să iasă cu noi, fiindcă noi eram la nivel de grup 50 de persoane, 60 de persoane. Nu eram o forță și nu eram uniți. Nu aveam lider să ne anunțe cineva că acolo se va întâmpla ceva. Deci asta am crezut eu la Elba, că vom putea convinge pe cei din Elba, fiindcă era singura întreprindere care a avut curaj să facă o grevă, care era o chestie de cine făcea grevă în timpul lui Ceaușescu, nimeni, și vreau să le transmitem să vină cu noi. Probabil primul foc de armă care a venit la Elba nu s-a tras în noi, în mulțimea care eram în fața tablului, s-a tras peste noi. Din ce știu, a murit o femeie în piață, era un geam spart, deci tot de intimidare. Cu soldații de pe tab, care nu era, soldații dinăuntru tabului conducea tabul, dar erau doi soldați sus pe tab. Și comunicam și vorbeam cu ei când eram în lateralul tabului. De ce trageți? De ce păziți? De ce nu-i lăsați pe cei din întreprindere să iasă? Mergeți acasă că avem ordin să vă împușcăm. Asta era răspunsul lor. Interesul lor să ne disperseze, să nu mai fim compacți, să nu mai fim uniți, să nu mai stăm în fața întreprinderii, să nu-i lăsăm. Deci noi făceam două lucruri. Ceream să iasă
muncitorii de la Elba afară și îi convingeam și pe ceilalți să nu intre în schimb. Că era la schimbul 2 se întâmpla asta, la între ora 1:30-2. Asta era interesul nostru, ca revoluționar, protestatar, să putem să scoatem cât mai mult popor în stradă. Miercuri seară s-a întâmplat ceva formidabil, dar este explicabil. Miercuri a ieșit toată Timișoara. De ce? Explicația este simplă. Și-au revenit, deci dacă lipseau 800, peste 800 de timișoreni din casele lor, deci fratele celui arestat, unde e fratele meu sau unde e copilul meu sau unde e tatăl meu? E, dacă existau atâția inși care nu știau ce s-a întâmplat cu prietenii, colegii, cu cunoscuții lor, și au zis, băi, trebuie să întrebăm ce se întâmplă. Și atunci au ieșit în stradă ăștia pe de-o parte. Bineînțeles că cei mai hotărâți au fost cei care au avut răniți și morți. În 20 am plecat la lucru. M-am dus înapoi la lucru. La lucru șefii m-au luat iară declarații ce am făcut. Și deja se strânsese lumea pe platformă de la Electro Timiș, AEM-ul, autoturismele, veneau încoace. Eu am încercat să le spun la oameni că haideți că ați văzut că s-au tras în oameni, au murit oameni în 17. Zic, haideți să ieșim și noi în centru. Am reușit să îi mobilizez pe cei care lucram cu mine la secția sala de mașini și într-un final am ieșit toți să și ne-am unit cu cei care erau, mergeau spre centru, spre viitorul loc unde ne-am întâlnit toți în Timișoara, în Piața Operei. Aveam o ură în mine și așa, eram foarte, foarte pornit. Văzând lângă mine că a murit femeia care a căzut și cum s-a tras și ăsta. Și în 20, când am văzut atâta lume acolo, nici nu vă imaginați ce bucurie am avut în mine, efectiv, și acum când mi-aduc aminte, se ridică părul pe mine, dacă observați. Deci, când vezi atâta lume și toți strigau, jos Ceaușescu, să fie judecat, aici am banat, și jos comunismul și libertate, libertate. Deci a fost ceva de, nu știu, cum se zice mai nou, wow, fenomenal. În data de 20, începând cu ora 9, eram adunați în curtea UMT-ului, unde directorul uzinei și cu Cornel Pacoste, care erau urcați pe acoperișul care să nu cadă ploaia la ușa de intrare, încercau să ne țină să nu plecăm înspre centrul orașului. Noi, în schimb, am forțat porțile de intrare, respectiv ieșire, și am plecat spre centrul orașului. Drumul ne-a zis, e normal să mergem pe drumul drept. Și mergând pe drumul drept, am ajuns la intersecția căii Lugoșului cu strada de la, care venea de la UMT. Acolo blindate, plin de, și vorbim cu militarii, n-au vrut să ne lase să mergem pe calea Lugoșului, ci eu fiind în față cu plancarta, cu cei care duceau plancarta, mi-a zis, domnule, condui pe strada paralelă cu calea Lugoșului. Și așa am făcut, am mers pe respectivă stradă până unde e actualul hotel Streliția. Am ieșit acolo, dar aici a fost iar o întâmplare foarte interesantă. La vreo 20 de metri de a ieși pe calea Lugoșului, vine în viteză un microbus din care coboară vreo 20 de militari, iară cu diagonale și cu puștile mitraliere îndreptate spre noi. E un caz foarte interesant. Și ce se întâmplă aici? Ne-au ținut, pot să zic, 10, un sfert de oră sub amenințarea puștilor, până când la cel care era în față vine un alt gradat, să zic, și spune ceva la ureche. Și în momentul ăla se retrage. Era
era practic victoria noastră, parcă aici am înțeles că armata s-a unit cu noi și am continuat drumul pe calea Lugojului înspre centru, unde este strada care duce la actualul Consiliu Județean. Jumătate din umetiști au luat-o înspre Comitetul Județean, iar eu am continuat cu plancarta și m-am dus la operă. Lumea a început să ne ovaționeze pe noi, pe umetiști, și să strige, printre altele, și armata e cu noi. Armata e cu noi. Armata, de fapt, armata e cu noi. Eu încă în Timișoara 700 am văzut tanchete și civil cu flori aruncând, și civil urcat pe tabur și pe tancuri și aruncându-se de acolo. Eu încă din piața 700 mi-am dat seama că armata e cu noi. Și atunci noi umetiștii, văzând că ei se retrag, am început cu armata e cu noi, armata, libertate, libertate, armata e cu noi. În Popa 7, când ne-au băgat, eram 50, 40, 50, 60 de persoane în cameră, unde erau trei rânduri de paturi suprapuse, 1, 1, 1, dormeam doi în pat, apă cu arpacaș, geamurile erau deschise din spate, erau într-o curte interioară, dădea camera. Duminică seara, nu mai știu exact, duminică seara sau luni dimineața, auzeam că se auzea zgomot în piață, de vuiet și nebunie și tot ce era. Au pus la un moment dat mașinile, dubele lor, cum erau alea pe vremuri. Au pus cu spatele înspre geamuri și au dat drumul la mașină. Au lăsat să meargă luni, marți, luni, toată ziua, toată noaptea, până miercuri. Să meargă într-una să acopere zgomotul, să nu auzim ce se întâmplă în piață. Primii lideri care am văzut în balconul Consiliului Județean. Deci eu, ca tânăr, deja puteam să mă ghidez după niște persoane care poate să-mi spună: noi suntem aici, dialogăm, noi vom vorbi și noi din stradă o să rămânem acolo tot timpul cât ei, o să le asigurăm spatele, cum se spune. Și așa a ajuns ca taburile din fața Consiliului să fraternizeze. Deci automat oamenii au urcat pe taburi, Sorin Oprea a ieșit la balcon, a ieșit Marcu la balcon, a ieșit doamna Săbăilă și atunci a avut loc prima rază de câștig, în data de 20. Și la un moment dat, universitarul Lorin Fortuna are o idee. Ei stăteau pe treptele acelea din fața intrării, nu puteau, degeaba se adresau, că nu erau auziți, tot scandau. Și atunci, zice, vede, universitarul a văzut niște microfoane și boxe jos. Și atunci, ideea, păi trebuie să ajungem acolo la microfoane și prin boxe putem comunica. Și a început să bată în ușile de la intrare. Mă rog, se știe, treaba este haslie, a spart un geam, că tot bătea și nu vedea nimeni. Când s-a spart un geam, m-a vedit. Pe ce vreți? Vrem să intrăm. Și au intrat. El a intrat pe ușa principală, au mai intrat și alții, iar Claudiu Iordache a intrat pe ușa actorilor. Și au apărut acolo în balcon, aveau la dispoziție microfonul și Dumnezeu le-a dat în gând exact cuvintele care trebuiau pronunțate, atitudinea care trebuiau să o adopte. Fortuna imediat a spus: noi am format în foaier primul partid necomunist din România. Partidul nostru cuprinde doar oameni care sunt împotriva sistemului comunist. În 20 m-am reîntâlnit cu prietenul meu Teodor, cu Dolca, cu Chiș și am zis: hai să mergem să intrăm, deja să intrase în operă, intrase câțiva în operă. Să mergem și noi acolo, că na,
să vedem, să vorbim cu oamenii, să le spunem oameni ăsta. Am reușit să intrăm în operă și s-au format echipe de pază, de... Na, eu am ajuns doar în data de 21, unde se citeau, am citit listele cu oamenii decedați care au venit de jos de la lume, care dădeau bilețele, trimiteau sus, așa le-am citit în fața cameră. Eu am stat în pază, am fost la pază, am stat prima oară la poartă, unde am intrat în operă, în lateral, și după aceea m-au trimis Tibi Molodeț, care era unul dintre șefii pazei, cu Sorin Oprea, să stau la decor, dacă știți unde sunt decorurile în operă. Să păzesc intrarea care venea dinspre centru militar la operă. Acolo am stat jos cu un coleg, care atunci l-am cunoscut acolo, Nicu Rusan, un băiat așa, bine. Și am stat cu el până în 21 la ora 18 și un pic. Că atunci am ieșit de acolo, deci ne-au schimbat din pază. Am stat o oră și ceva și am plecat după aceea cu Marinescu Adrian și cu domnul Traleș să ducem, că deja se plecase la tipografie, dacă vă aduceți aminte, să tipărească manifestul pentru care s-au împrăștiat după aia ăsta, să le ducem mâncare la cei care tipăreau în tipografie. Ne-am întors înapoi și am rămas în pază până în data de 24, când... În 20, când coloanele de oameni au început să vină, când s-a intrat în operă, chiar și până s-a intrat în operă. Atunci a venit din centre din industriale, din instituții, a venit un puhoi mare de oameni, eram pe la Pești, pe la Fântâna Arteziană în centru. Și atunci valul m-a luat dintre primii, cu valul care am ajuns în față la opera. Ușile erau închise, au început să tragă de ușă, de ușile care erau în față, s-a spart vreun unul sau două ochiuri de gemuleț. Eu până în primăvara lui 89 am lucrat ca șofer pe autobuz la opera. Și am spus, nu spargeți ușile, că am lucrat aici și deschid ușile din interior. În 20, când am văzut că din mulțime există lideri, ei comunicau cu noi și spuneau ceea ce vor să ceară. Și să comunice primului ministru Dăscălescu, care era atunci. Și... deci mai aveam, deci supărarea de jos erau că foarte multe persoane erau arestate din data de 16 și noi am cerut eliberarea deținuților. Miercuri am auzit forfotă pe hol și nu știam ce se întâmplă, pentru că pe multe femei care le-au luat de la noi din celulă și le-au dus la anchetă, n-au mai venit înapoi. Și am spus precis că ne ia și pe noi și ne omoară. În momentul când au deschis ușa și au spus să ieșim afară, când ne dă drumul, nu ne-a venit să credem. Ne scos în curte, acolo era pregătită o dubă, să ne suie în dubă și asta, și am spus nu, că voi ne duceți și ne omorâți. Urcați-vă, zice, că veți merge cu ușa deschisă. Zice, de aici vă ducem în centru. În momentul când cu Chiu cu Vai am consimțit să ne suim și am văzut că au lăsat ușa deschisă, am plecat. Eu, așa, na, pe întuneric, cum eram acolo, am zis că trebuia normal pe spre centru să o facem în dreapta. Și noi am făcut-o în stânga. Și am început să țipăm, să dăm cu pumnii în cabina șoferului și să-l întrebăm ce se întâmplă, unde ne duce. Ne duce la Pădurea Verde să ne împuște?
Și au zis, nu, stați liniștite. Și atunci ne-au lăsat în spate la depou de tramvaie, de pe Leontin Sălăjan. Speranța au fost în momentul în care, miercurea după masa, ne-au dat drumul. În 20. Atunci am zis că totuși e o chestie bună. Claudiu, de asemenea, a fost o minte lucidă. Fortuna era mai înfierbântat, mai exploziv. Claudiu, un ins mai temperat, dar foarte calculat. Și ei au dominat mulțimea și au transformat această manifestare în revoluție prin proiectele pe care le-a propus Fortuna. L-am cunoscut pe domnul Lorin Fortuna. Dânsul Paremise atunci era asistent la universitate. Era un om foarte hotărât, foarte pornit, așa, și el. De fapt, cine n-a fost pornit atunci, în perioada respectivă? Și l-am cunoscut după aceea pe domnul Ivan, pe șeful Pazei, care a fost, na, normal că îl cunoscusem din 20, pe Sorin Obrea, un om de un caracter de nota 11. Au mai fost domnul Murar Petrișor, Claudiu Iordache, de exemplu, care și el, mulți spuneau acum că n-ar fi ajuns în operă, dar nu, Claudiu Iordache a intrat în operă în data de 20. Am început să ne organizăm. Am zis, hai să facem perimetru, să asigurăm perimetrul operei. Sorin a fost ales ca comandantul gărzii, ce era la intrarea actorilor. A fost Vali, eu eram jos în gardă. Eram vreo 7 inși jos în gardă. S-au făcut perimetre la intrarea la Teatrul Maghiar, care era de pe Alba Iulia. Mergeam sus, se formea comitetul. Pardon, și a fost ales Fortuna atunci ca președinte. Mă întâlnesc cu un vecin, unul, Valea Emil, care lucra la UMT. La UMT și eu am lucrat până în 81. Ăsta lucra la UMT și era la Röntgen. El făcea filmele la Suduri. Și îmi zice, băi, gata, armata e de partea poporului la Timișoara, că s-a retras și a lăsat UMT-ul și la operă și la Consiliu, acolo probleme, discuții. M-am dus sus, am zis, nevastă mea, vezi că eu plec în centru, auzi că armata s-a retras, acum e de partea poporului și mă duc. Când ajung la Consiliu, într-adevăr, erau umetiști acolo, îi cunoșteam, mai erau și de alte întreprinderi, adică, dar erau umetiști care, din vedere, îi cunoșteam pe unii. Și m-am întâlnit pe acolo, am salutat și mai ieșea un balcon acolo la Consiliu să vorbească, acolo am recunoscut pe avocatul Petre Petrișor. Și erau discuții să se ceară eliberarea arestaților, că nu știu, cu Dăscălescu, vorbeau ei pe acolo, auzam și eu vorbind mulțimea. Ca după aceea, la un moment dat, s-a lăsat să întunericul, bine, era discuții că să merem, unii zicea că să merem la operă, că și acolo s-a ocupat opera, a intrat în operă, alții că au zis, nu știu, Matei Pacu, care intră poștii prin secretar pe aici, că se merge pe stadion. Și atunci unii care nu-i cunoșteam, au zis că nu merem pe stadion, că dacă ne duce acolo, poate ne împușcă pe toți. Mai bine merem la operă. În operă se instalase un fel de panică. Oameni obosiți, nu, cu evenimentele care au fost și până la intrarea în operă și după aia, se făcea mereu prezența. Oamenii sunt oamenii, noi ne mai culcăm pe scaune în operă, dar Fortuna și alții din jurul lui mereu sunt de făcut prezența, nu dormeau oamenii, agitați, era panică, ni se spunea că o să fim atacați. Situația de libertate, de victorie, a fost în 22 când a fugit Ceaușescu. E, prima noapte în operă, care pentru mine a fost una dintre cele mai lungi nopți,
se făcea naveta între județeana de partid și operă, fiindcă Marcu, știi cine, Boroșoiu și alții au vrut să rămână în județeana de partid. Noi din operă nu eram de acord, fiindcă județeana de partid și mulțimea din fața județenii de partid putea să fie foarte ușor dezbinată. Multă lume nu se putea strânge în fața județenii de partid. Erau curțile din clădirile vis-a-vis de județeană și oricând mulțimea putea să fie atacată din spate. Într-un târziu, cei din județeana de partid au venit în operă. Era întuneric, bine. S-au purtat negocieri multe cu cei din județeană până au venit în operă. Iar prima noapte, nu știu dacă în fața operei erau 400-500 de oameni. Noi în operă, cred că mai eram vreo 70 de persoane. Păi a fost adus în operă domnul Maior Oancea, care a și spus că armata e cu noi. După aceea au venit soldați care au păzit și ei, la un moment dat, după ce a picat Ceaușescu, au păzit și ei, s-a și tras spre operă. Nu știu dacă știți, când ieșiți în balconul operei, este o placă deasupra ușii. Acolo placa aceea ascund niște găuri de cartoși. Cum s-a tras spre balconul operei. Era grupul care a fost în balconul operei împreună cu Lorin Fortuna, cu Iordache, cu Petrișor, cu Petre Petrișor. Cei care au fost acolo, ei au înființat Frontul Democratic Român. Nu am participat propriu-zis la discuția și toate punctele care s-au asta. Noi cei de acolo, adică cum eram noi garda, noi am devenit membri al Frontului Democratic Român în conjunctura care a fost. Erau cei care aveau legitimație roșii și au fost liderii Frontului Democratic Român. Și noi am devenit membri. Deci, intrând în operă, începeam să ne cunoaștem. Eu sunt Ion Dolca, ăla-i Păuț, ăla-i Chiș Liviu, ăla-i... Deci eram colegi, prieteni, ne puteam striga pe nume, ne puteam... Dar înainte eram o masă care nu ne strigam, dar participam toți la același lucru. După ce ne-am început să ne cunoaștem, ne-am bazat unul pe altul și după 20, 21, 22, când chiar noaptea se trăgea, era o solidaritate. Am adus un rănit în operă, am luat o ușă, l-am pansat. Nu mai ne interesa că afară se trage, circulam. Deci eram un pic imuni. Am avut o doză de acum mi-e frică. Atunci împușcăturile, deci m-am cam obișnuit cu ele. Au fost în 17, 18, 19. Deja împușcăturile făceau parte din, deja corpul, mintea, făceau parte din lucruri firești. Foarte, foarte grea. Gândiți-vă că noaptea lumea a plecat, au rămas foarte puțini oameni în piața operei. Și am zis, gata, aici ne e sfârșitul. Dumnezeu a ținut cu noi. Deci, când am auzit că în piață nu mai erau foarte puțini manifestanți, deci lumea plecase acasă, nici nu ne-am gândit că se întoarce lumea dimineața. Am zis, gata, acum intră peste noi securitatea, armata și ne... De fapt, securitatea și miliția. Că armata a fraternizat cu noi. Am venit cu... Ne-am urcat pe tambur când am venit în 20 de la cinematograful Capitol. De acolo ne-am urcat pe un tab câțiva și am venit cu tabul spre piață. Și a fost, cum să zic... Gândiți-vă, când stai și când auzi gata, lumea pleacă, te gândești că dacă vin, efectiv, acolo ți-e sfârșitul. O descătușare, o nouă speranță. Noi puteam să spunem nu în Timișoara, în România.
Eram împotriva unui sistem politic. Deci eram deja un consiliu format în operă, deja se redactase statutul FDR-ului, primul partid de opoziție din România la acea dată. Eram o formațiune politică. Frontul Democrat Român. Sentimente de bucurie. Adică lumea a început să înțeleagă că nu se mai poate trăi sub un tiran. Și a început să-și spună cuvântul. Deci să-și ceară dreptatea. În data de 21, joi dimineața, când m-am dus la uzinile textile Timișoara în Calea Radului, muncitorii erau la poartă, nu intraseră în fabrică. Și atunci unii colegi mi s-au adresat că ai murit, nu te-au împușcat. Și a venit un firobuz, au vrut să plece dintre mulțime, dintre muncitori. Alții de la UTT, alții care trebuiau să meargă la alte întreprinderi. Și împreună cu alți colegi am tras pantograful jos și atunci și-au făcut scandal că să lăsăm, că alții vor să meargă la servici. Nu se știa că deja veneau la operă, nu mai lucra întreprinderile. Se hotărâ să iese grevă generală. Și atunci așa un inginer Bitea sau Bătea a zis că ne calmăm și să mergem organizat. A dus steagul, a rupt steaga și atunci am venit organizat până la operă. Am intrat pe Alba Iulia la operă. Pe la ora 3 după masă am reușit să primim cheile de la parohie, le-am luat, am lăsat buletinul și o hârtie că răspund personal. De fapt, eu știam ce este în muzeul de la catedrală și știam valorile ca atare, n-am vrut să las să se bată joc, să intre lumea pe zile. Am ajuns la catedrală, băieții și fata au urcat pe scări sus să pună drapelul și să dea drumul la clopote. Eu am rămas jos, am luat niște lumânări din de unde erau. Aveam trei băieți cu minte, o fată și doi băieți și le-am spus să facă lanț pe lângă catedrală, lanț uman, ca să nu scape securiștii. Ei au început lumea să facă lanț, iar eu am luat lumânările ce se găseau acolo și le-am dat la băieți să adune bani, să le dee pe bani, iar banii să-i punem în biserică. Așa am făcut, s-a adunat vreo 500 de lei, lumânările au fost împărțite, s-au aprins, s-a făcut lanțul viu, n-am găsit niciun securist, băieții și cu fata de sus s-au pus steagul, tricolorul fără stemă, și au așteptat semnalul când se dea drumul la clopote. La ora 4 știu că s-au urcat la operă, pe balcon, părintele Borsa. A ținut tatăl nostru, noi am îngenunchiat în fața bisericii și cu asta la ora 7 s-a terminat, s-a dat drumul la clopote, s-a făcut totul, iar eu am închis ușa bisericii. Popa m-a așteptat, sau cine a fost, mă rog, administrator, la stop în fața cinematografului Capitol. I-am dat cheile, mi-am luat buletinul, am luat hârtia și am spus: părinte, așa se scrie istoria. Din niște persoane care ne temeam să spunem ceva despre regim, despre Ceaușescu, despre un milițian, am devenit înși care nu ne-a mai speriat Ceaușescu, nu ne mai speria un milițian, nu ne mai speria un activist de partid. Când în 22 dimineață am auzit că 10 trenuri cu
gărzi patriotice din Oltenia se îndreaptă spre Timișoara. Atunci am plecat, ne-am organizat și am zis mă duc la gara mică. Ne-am organizat, unii pleacă la gara mare, unii la gara mică. Eu cunoscând gara mică, că stăteam în Lugojului și era acolo, zic eu mă duc acolo. Și noi ajungând la gara mică și scandând în continuare jos Ceaușescu, să fie judecat, aici am banat, toate alea, cei din tren, oltenii, gărdile patriotice, ce erau, erau speriați. Cum avem curajul să strigăm așa ceva? Și am început să vorbim cu ei, domnilor, voi ce căutați, pentru ce ați venit aici? Păi zice, noi suntem din Oltenia, din Târgu Jiu, din Severin, din Slatina și vorbeam cu un bătrân de vreo 50 de ani, zice, uite, eu sunt din Slatina. Zice, ne-a chemat la lucru, cei care am ieșit de la lucru ne-a luat, ne-a suit în tren, ne-a îmbrăcat în gărzi patriotice, ne-a aruncat niște pâine, mereți la Timișoara, că au intrat ungurii și sârbii în țară și trebuie să îi scoatem. Zic, bun, dar arme v-a dat? Nu, ne-a dat niște bâte și cu asta, basta. Bun, și v-a dat comandă să coborâți. De ce nu ați vrut să coborâți? Păi zice, am simțit și noi că nu-i chiar așa, nu e în regulă, ne este frică. Pentru ce să coborâm? Bun, dar și atunci am început să le povestim. Uitați, domnilor, nu este, n-au intrat nici unguri, nici sârbi, uitați ce s-a întâmplat. Și le-am povestit, de fapt, că este revoluție și că unii credeau, unii nu credeau, erau... Și au format ei un grup și au plecat până în centru să vadă ce s-a întâmplat. Au revenit înapoi, la care în perioada asta discutam cu acest bătrân și spuneam, uite, haide cu noi, zice, taică, și eu sunt bănățean, l-am pe frate meu în giroc. Chiar mă uit după el, poate îl văd, oare nu știu, oare trăiește, nu trăiește, dar mi-e te frică, am 4 copii acasă, dacă nu mă întorc, ce fac ăștia? Bun, dar vă convine viața pe care, cum să ne convină viața? Cu jumate de pâine care ne-o dă pe rație, suntem vai de capul nostru, dar ce să facem? Faceți ce am făcut și noi. Între timp, au 2 trenuri care au plecat din Timișoara spre București, au oprit în gară, văzând ce-i, și lumea a început să scandeze, să strige. În momentul ăla, cineva a zis, să îngenunchem pentru morții căzuți. Am îngenunchiat, am zis Tatăl nostru, am cântat Deșteaptă-te române, lumea din tren plângea, membrii de partid jupeau carnetele de partid și le aruncau, oamenii aruncau bani. Și am zis, nu, nu de bani avem nevoie, avem nevoie de libertate. Spuneți mai departe ce se întâmplă în Timișoara. Și au plecat. Clipele fericite au fost în momentul când am văzut lumea că nu mai este frică. Care curajul să vorbească, care curajul să cânte, care curajul să se descătușeze, să se întoarcă cu fața către catedrală, să spună Tatăl nostru, fără să-i fie frică de cel din stânga sau din dreapta, că de ce zice Tatăl nostru sau de ce își face semnul crucii. În 21, împreună cu alți cetățeni, am constituit mai multe filtre în jurul operei, mă aflam în filtru care făcea control strada Mărășești cu de la Marina, la intrarea spre operă. Și acolo am făcut perichiziții corporale, ce am găsit cuțite una alta, toate fost stocate și veni cineva, tot dintre noi, care făcea un fel de șef pe acolo. Și le-o lua și le-o dus la operă. Ce s-a întâmplat cu ele, nu știu. Acolo a apărut la un moment dat boxiorul ăsta, Doru Maricescu. A vrut să treacă și l-a controlat toți. A început cu aerii de ale lui, că e boxior, că mai aduce nu știu cât. Păi tu vezi cât e aici, poți să aduci tot clubul. Și până la urmă au cedat, deci s-au calmat și tot. Pe la 17 și ceva, pasă și toată noaptea a stat acolo, dar pe la 17 și ceva a venit avocatul Petre Petrișor să meargă la operă. Și nu a vrut să-l lase. Unii, eu recunoscându-l, m-am dus și l-am luat și l-am spus, lăsați-l că eu îl cunosc, ăsta e avocatul Timișoarei.
Și așa am ajuns cu el în față la operă, pardon, pardon, este avocatul Timișoarei. Chiar într-o carte a scris acolo, el a fost însoțit de mine din acel cordon, în data de 21, cu pardon, pardon, i-am făcut loc până la intrare în operă, este avocatul Timișoarei. Păi așa mi-a venit mie atunci să zic. În dimineața zilei de 21 am ajuns cu avionul la București, cu autobuzul aferent, mă rog, călătorii până în Piața Romană, unde am povestit bucureștenilor ceea ce s-a întâmplat la Timișoara, menționând faptul că armata s-a unit cu poporul, a trecut de partea Revoluției. La spusele mele, bucureștenii au început să strige Timișoara, Timișoara, ei sunt timișoreni, ei sunt timișoreni. Pentru mine pot să vă spun că a fost unul din cele mai emoționante momente, pot să zic, din viața mea, nu numai din timpul Revoluției. A doua zi, 21-22, eram în centru. Nu stăteam de dimineața până seara, noaptea, stăteam în... cum era toată lumea în centru. După masă, seara, veneam înapoi acasă. Alții au stat, au fost mai viteși, să zic, cu ghilimele de rigoare și au stat non-stop. Eu am avut o frică. După ce am ieșit, m-am întâlnit cu vecinul meu a doua zi dimineața. Ne-am îmbrățișat și au zis, în sfârșit suntem liberi. Eram cu niște vecini și chiar atunci, în 21, împărțeau pâine în Piața Operei. Erau camioane cu pâine și striga la șofer să deie și la una ce a fost arestată. Eu m-am simțit bucuroasă și în 22, când am auzit că Ceaușescu a fugit, am fost foarte bucuroasă, foarte convinsă că va reuși, datorită și altor orașe care au reușit în sprijinul nostru, cu toate că noi am stat 7 zile singuri. Revoluția este făcută de mulțime. În mulțime are capacitatea de a-și găsi lideri. Liderii sunt de fapt cei mai înși care au simțul de conservare puțin atrofiat, cei mai îndrăzneți, cei mai luciți, dacă vrei, cei mai violenți. Deci au apărut ăștia, dar ei nu aveau nici Fortuna, nici Iordache, nici Sav, nu aveau exercițiul puterii. De altfel, este admirabilă atitudinea lui Savu, care în momentul în care s-a unit cele două grupări, el a refuzat orice funcție. Nu, eu nu sunt, eu sunt un ins care știu ce se face greșit, dar nu știu cum se face bine. Și revoluția, orice revoluție este furată. A fost furată de București. Pentru că acolo a fost o noapte, să zicem, început de revoluție. Iar pe urmă, ei nu mai recunosc Timișoara. Noi am avut 7 zile singuri. Am luptat cu sistemul, am luptat cu comunismul, am luptat cu întunericul. Deci, ca atare, nu putem spune că nu a fost revoluție. O revoluție se cunoaște și prin felul de a fi, a lupta, a uni lumea. Dacă noi ne-am unit toți și am mers spre același cel, aceeași idee, înseamnă că am priceput, am perceput ce trebuie să facem. Deci, ca atare, a fost o adevărată revoluție. Păi, revoluția a fost furată. Deci, fiindcă din data de 22 nu mai ne luptam cu armata, nu mai ne luptam cu miliția, ne luptam cu teroriștii. Deci trebuia să umblăm prin poduri, trebuia să căutăm în apartamente, a intervenit diversiunea, am fost trimiși în unele locuri care puteam să fim noi făcuți teroriști. Sentimentul a fost că cineva întreține o stare care noi în Timișoara am terminat-o. În data de 20
după ce la întreprindere am dat o declarație că am lipsit 2 zile de la întreprindere, mi-era frică că voi fi urmărit și am vrut să iau legătura cu cineva să fug din țară. Deci am avut o frică și aveam nevoie de iar a doua zi de multe persoane, de unitate, să nu fim dispersați individual. În 20, revenind la Consiliul Județean, sute de persoane, în 20 noaptea sute de persoane, mii de persoane în Piața Operei, am renunțat și am crezut că vom finaliza revoluția fără să mai plec din țară. De încheiat n-avea cum să încheie, pentru că în momentul în care a început Bucureștiul, practic ei au anihilat tot. Noi timișorenii, practic, nu se mai auzea nimic de noi. Deci eu zic că revoluția a fost furată. A fost furată de către cei care au ajuns după aia la putere. Practic, de noi n-a auzit nimeni. Nici de mine, nici de... Noi suntem, după revoluție, am fost niște simpli oameni care ne-am dus înapoi la locurile de muncă și am muncit în continuare. N-am avut treabă nici cu politica, nici cu... Deși suntem printre primii care am fost în primul partid constituit în decembrie 89, în 20 decembrie, Frontul Democrat Român. Deci, practic, am contribuit la constituirea primului partid politic pe timpul lui Ceaușescu, pe timpul comunismului. Că în 20 noi eram încă singuri, nu era nimeni cu noi. De-abia în 21 au început prin București să stă, dar până atunci noi am fost singuri. Eu consider că la Timișoara a pornit o revoltă, s-a transformat într-o revoluție, a plecat mai departe, dar mai departe unde a ajuns s-a stins sau a devenit o cacealma. În Timișoara a fost revoluție. Mai departe, din acea revoluție, a fost o revoluție furată de alții. Noi am fost 7 zile singuri împotriva lui Ceaușescu. Începând din 15 până în 20, noi am fost singuri în fața. Și peste 2 zile s-au trezit inși de pe nu știu unde, Poplaca, Pârlipăți, nu știu ce, că nu mai este Ceaușescu șef, că s-a întâmplat ceva la Timișoara. Nu se știa în țară, nu se știa. Că datorită multora care au murit și s-au, na, și arestaților și răniților care au fost răniți, în ziua de azi tineretul are dreptul de a se exprima liber, de a face ceea ce își doresc și să nu uite că totuși părinți, frați, chiar bunici de-a lor, s-au jertfit pentru ei, pentru libertatea lor. Ceea ce în ziua de azi... Bine, noi ar trebui să încercăm să intrăm în școli, să povestim copiilor, să vadă într-adevăr ce a fost și nu cum se spune că n-a fost revoluție. Poate în alte părți, dar la Timișoara a fost revoltă, după care s-a transformat în revoluția care a fost în ăsta. Deci nu poți să spui când te pui pe burtă și trec cartușele pe lângă tine că n-a fost nimic. Cum poți să spui că n-a fost revoluție, n-a fost ăsta? Că nu știu ce. Eu n-am auzit de nicio agentură care să mă fi contactat pe mine, un tânăr de 19 ani, să zică că KGB-ul, Mossad sau nu știu. Astea sunt doar în capul unor niște aberații. Evenimentele au pornit dintr-o întâmplare, s-au dezvoltat din încărcătura care de-a lungul anilor oamenii au acumulat-o în ei, poate au așteptat acest moment și în momentul când a izbucnit, era de neoprit. Era ca și un bulgăre de zăpadă care pornește la val, o avalanșă și nu mai poți o oprești. Iar după ce au apărut în 17 decembrie morții, eram fer convins că nu mai poate opri absolut nimeni. Morții
au dat o putere nouă celorlalți care trăim și care am continuat acest lucru de nedescris. Acei morți ne-au făcut pe noi ca să continuăm idealurile pentru ce au murit ei, pentru ce au luptat ei. Chestia este o schimbare spre bine, deci într-o formă, dar luat ca fond, nu regăsesc decât o distrugere a țării. Mă doare sufletul că văd că zăcămintele țării mi se vând la companii mari. Industria românească a fost distrusă. Noi acum, din punct de vedere politic, vorbim că nu avem bani de sănătate și învățământ, că nu avem bani de pensii, că natalitatea scade. Oare ce am dorit noi în 89? Le-aș spune că a fost necesară această revoluție ca să scăpăm de un regim tiranic care a închistat, a făcut ca oamenii să se închisteze în sine, deși noi cu vecinii și cum am mai amintit, minoritățile ne ajutam. Eu aveam vecini unguri, spre exemplu, familia Mora. Copii, fetița mea și cu nevastă mea și cu copii, cele două fete ale lui, stăteau culcate jos atunci când am coborât eu în piața Dacia. Deci toate astea, acum aștept să mai crească nepoțica ca să-i povestesc și ei despre revoluție. Nu, din păcate tot ceea ce s-a sperat în 89 s-a dus pe apa sâmbetei. Mulți spun că am rezolvat multe, n-am câștigat dreptul, nu. Datorită situației care e, fiecare a sperat să fie mai bine, o să fie ok. Dar politicul deja când se întrepătunde și îți dictează direcția, nu mai e nimic. După 20, din 21 încolo, da? Am sperat la o chestie mai bună și asta am sperat-o un an, 2, 3, 4, 5. În decursul anului am văzut că de fapt nu se schimbă nimic. Că ai primit un pic de libertate, ok. Dar ca o societate să se schimbe radical, trebuie să se schimbe mentalitatea oamenilor. Dacă mentalitatea oamenilor nu se schimbă, nu faci nimica. Cum schimbi mentalitatea oamenilor? Ok, de la o generație, generația a doua, a treia, hai să zic că e mai greu. Unde poți să-i schimbi generațiile care sunt acum? Cum poți să le schimbi mentalitatea? Schimbă învățământul. Din școală, dacă nu înveți și nu educi și să fie interes pentru așa ceva, de acolo trebuie pornit. Datorită nouă, că am avut curajul în 89, au ei unele lucruri pe care noi nici nu le visam pe timpul lui Ceaușescu. În primul rând, libertate. Se poate circula oriunde le dorește sufletul. În al doilea rând, tot ce am dus noi lipsă, cam ei au în ziua de astăzi. Cu sacrificii, dar au. Noi n-aveam curent de la 12 noaptea. Apă caldă trebuia să te speli de două ori pe săptămână. Și n-aveam libertate. Copiii din ziua de azi ar trebui să ne stimeze pentru ceea ce am făcut noi la Revoluție. Am fost ferm convins că Revoluția va avea izbândă și va reuși. Mai ales cu ura care se găsea în manifestanți, în oameni, în tot ce se făcea, se vedea că răbufnește ura contra acestor tirani. Tinerii de astăzi să nu accepte tot ceea ce se li se spune, să nu creadă. Că așa și noi am crezut la început, când eram tineri, în ce se spunea la televizor, cu cincinalul, cu planurile, cu multe alte chestii. Ca până la urmă a ajuns cu situl la os. Să nu fie prea târziu și la ei. Deci să se gândească bine când pornesc o acțiune. Că noi dacă am pornit, noi am trăit mult mai rău. N-aveam modul de exprimare, n-aveam libertate, circulație liberă atunci, plus hrană. Și am ieșit în stradă. Am trecut spaimă,
frică, bucurie, euforie maximă, care nu te mai întâlnești niciodată, deci libertatea aia de 20 de ani, că e libertatea din mai multe feluri. Eu la 20 de ani am fost liber să mă duc, să plec din țară, să visam, aveam vise, deci credeam că se poate orice. Deci am crezut că mi-am câștigat tot ce lipsea. Dar n-a fost pentru generația mea, poate pentru generația următoare. Frica a dominat o săptămână. În 20 deja nu mai domina frica. Asta pot să spun că în 20. În 20 cam circulam pe oriunde și nu mi-era frică. Asta era singura chestie care toți am făcut, dar nu. Deci orice am făcut cu frică. Dar am făcut. Că dacă nu aveam frică, trebuia să fiu un nebun care mă tot duc până... Nu. Deci am făcut-o cu frică. Dar am făcut-o. Noi am fost 7 zile singuri împotriva lui Ceaușescu.